De Rusalii se sărbătorește pogorârea Duhului Sfânt și pentru că acest eveniment s-a produs la 50 de zile după înviere și în ziua 50-mii de aici, sărbătoarea se mai numește și 50-mea. Totodată îi se mai spune Duminica Mare și este o zi foarte importantă pentru creștini. Pogorârea Duhului Sfânt a fost anunțată chiar de Iisus la cina cea de taină. Eu vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc eu. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâitorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Se spune în Faptele Apostolilor, cartea 5 a Noului Testament, că în ziua 50-mii iudaice, toți apostolii erau adunați la un loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-a arătat, împărțite limbi ca de foc, și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul agrăit. Impresionat de această întâmplare deosebită, apostolul Petru a ținut o predică în urma căruia s-au botezat 3.000 de suflete. Astfel s-a constituit nucleul primei comunități creștine, sărbătoarea fiind considerată ziua întemerii Bisericii creștine. Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Duh se spune în ziua de Rusalii. Împărate Ceresc, prea bunule, Mângâitorule, Duhule al adevărului, cel ce din Tată mai înainte de veci purcezi și întru Fiul pururea te odihnești, nepărtinitorule, izvor al darurilor cele dumnezeiești, pe care le împarți precum voiești, prin care și noi nemernicii ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor tăi, vino la noi și te sălăjluiește întru noi și curățește sufletele noastre, ca să putem a ne face locași preasfintei trăimi. Așa, o prea bunule, nu te scârbi de necurăția noastră, nici de rănile păcatelor, ci le tămăduiește pe ele cu ungerea ta cea auto-vindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaștem deșertăciunea lumii și a celor ce sunt în lume. Înviază știința noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face și ce se cuvine a lepăda. Îndepărtează și înnoiește inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua și noaptea gândurile rele și pofte necuvioase. Îmblânzește trupul și stinge cu însuflarea ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi chipul cel prea scump al lui Dumnezeu. Iar Duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, gonește de la noi. Și ne dă nouă Duhul dragostei și al răbdării, Duhul blândeții și al dreptății, ca îndreptând inimile cele slăbite și genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și așa, ferindu-ne de tot păcatul și împlinind toată dreptatea, ca să ne învrednicim a primi sfârșit creștinesc și nerușinat și a intra în Ierusalimul cel ceresc, iar acolo a ne închina ție, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cântând în vecii vecilor treime sfântă slavă ție. Amin.